Administratorii Companiei Naționale Aeroporturi București, care coordonează aeroporturile Otopeni și Băneasa, le recomandă pasagerilor să sosească în aerogară cu 3 ore înaintea orei de zbor pentru a avea timp suficient la îmbarcare, având în vedere creșterea considerabilă a traficului în perioada estivală, în care sunt introduse în programul de zbor numeroase curse charter. Recomandăm pasagerilor să se prezinte la aeroport cu 3 ore înainte de ora zborului, se arată într-o notă postată pe site-ul Aeroportului Internațional Aricoandă, București. Această recomandare se adresează în special pasagerilor care au cursa programată în intervalul orar 5-8. Compania Națională Aeroportul București a înregistrat în primele 3 luni din acest an, pe cele două aeroporturi administrate, un trafic total de 2,6 milioane de pasageri și peste 28.000 de aterizări și decolări ale aeronavelor.